Pui din seria a doua. 2021, aparținând tandemului columbofil Rațidan, Răzvan și Bogdan din Cornul Prahova. Și ăștia arată la fel de bine, chiar dacă sunt mai micuți puțin. Da, să zicem că... Nu sunteți mulțumit de cum au ieșit? Da, sunt vreo 2-3 care nu mă mulțumesc să vin 100%, dar ăștia o să iei. Din punct de vedere fizic, al mâinii, mâine de cam dată, nu? Nu e merii mei, vreau să vedem când da. Începe zborurile, ce antrenamentele cu ei, să zic ce și cum. Că dacă ceva nu e, o să aducă ei singur, nu e problema. Le dați drumul împreună, seria 1 și a doua acum? Sau da, se pare deocamdată? Să vezi, da, să împreună, că nu mai am așa mult timp. Antrenăm și maturii și astea și ăștia, da. Dacă s-au așezat și s-au învățat să intre și repede. Am început să antrenăm împreună. Am mai ieșit a treia serie și se ocupă și de asta. Da, da, da. Așa dacă stăm făcut pe fiecare în parte. Da, pierde asta de ziua, da, așa e. Oră la aer, oră la aer, oră la aer. S-a dus ziua astea două. Da, vedem ce să zic. Acum să rămână măcar la sfârșit 50% ni, că sunt suficienți. Da. Și să vedem ce oprim pentru la anul să... I-ați vaccinat tot la momentul ăsta? Da, două vaccinuri făcute. E în regulă să zici. Da. Înainte de început concursului facem o cură de 5-6 zile de ticomonoză și e suficient. Da. Cel puțin eu așa pot și de suficient. Respirați ceva? Nu. Nu le dați în mod... Nu, evit să mai dau multe antibiotice, cel puțin cu apă, cu astea, dacă e ceva, prefer mai mult să fac injectare. Da. De fapt, care e simplu să faci o singură dată și nu mai stai să pierzi timpul să... Individual sau... Individual. Individual, nu? Da. Nu, dacă stai fiecare săptămână cu antibiotice, e terminat, mai ales că sunt cozi. Da. Acum... Nu sunt bune, exemplu, medicamentele în exces. Da. Doar dacă e nevoie în ultimul plasma. Doamne ferește, dar adenopol, dar alte probleme care... Ați avut probleme cu ei în ultimii ani, cu boala puilor? Au mai fost? Și anul trecut, înainte de... Contactul cu ceilalți porumbei din mașină? Da, acum am băgat în mașină, gata, sau... Da. Nu știu ce să mă zice pe asta. Nu toată lumea... Ruta de zbor care e? Aceeași ca și pentru... Bulgaria, nu? Acolo se joacă tot. În aceleași condiții ca și maturii? Exact. Să sperăm că pui vor înțelege să se rupă mai repede din stol și să tragă spre cornul mai rapid. Nu? Să nu facă via Vălen de Munte sau... E destul de greu. Da. Oricum vă felicit pentru modul cum arată, pentru munca depusă. Asta e o parte din munca pe care ați depus-o anul ăsta în domeniul reproductiv, să zic așa. Arată da, cele cu ei. Niciodată nu ești mulțumit 100%. Încercăm să scoatem, să arate cât mai bine, să nu știu când, da. Dar în cap nimeni nu știe ce are. Da, automat. Și nu, dar nu de asta, da. Reproduse de porumbei frumoși, să arate bine mână, la până excepțional și... Deci, dacă te mână și vezi un porumb la care are nicio treabă, da. Nimic și vine primul sau... Da, adică nu mai... Dar nu întotdeauna aspectul estetic dictează și valoarea. Automat. Felicitări, domnul Răzvan. Da, mulțumesc. Și mult succes că îi vă doresc. Baftă multă. Mulțumesc.